Salut, eu sunt Cosmin și bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Vechea mea descriere din 2017, pe care încă o folosesc. Bun, suntem aici cu Subaru BRZ. O să merg să repar pentru că am avut accidente, aș putea spune, niște incidente, de fapt nu a fost chiar un accident. Bun, hai să mergem să mă repar. Și astăzi cred că va veni ziua cea magică. Cred că voi vinde mașina asta, sincer. E foarte șmecheră. Doar că e... Nu știu, mă plictisesc extrem de repede de o mașină ieftină. Eu o consider ieftină. Să și repar așa ca să nu săriți după pe mine. Eu o consider o mașină destul de ieftină. Și... Na, eu mă plictisesc, adică dacă nu e un GTR sau ceva, nu pot să-l țin. Pot o să o mai țin, nu știu, o să mă mai gândesc. Forțin mașina, vedeți că are totul texturat în interior. La fel și pe exterior, mamă, dar mai aici 20 FPS-uri dacă ai bine. A, uite că am 30. Bun. Am băgat cam 100 de mii, are și nitro. Nitro, nu ăsta la... Și eu tot zic nitro. A venit timpul să... 2 secunde să verific dacă e tot în regulă. Ok, hai să mergem să vedem cam care ar fi prețul mașinii. Și mai ziceți voi în comentarii dacă s-o țin sau să nu mai țin. Apropo, să știți, acum când vedeți clipul ăsta, este foarte dimineață, undeva la ora 9 și ceva. Și este intermitent, gen, ai voie să treci pe... până la ora 1. Până la ora 1 am voie să trec pe roșu. Să închid pe roșu. Bun, hai să vedem cât am putea lua pe această mașină. Mă aștept să iau undeva la 330.000, dar nu mai știu exact cât am dat, 460 sau 430. Mă aștept undeva la 430, cred. Ah, 429. Deci seama că am calculat bine. Ok, nu o să merg să o dezmembrez chiar acum. Ia să vedem câți bani mai avem în bancă. Primul rând. Și să zicem că 100.000 să punem, chiar dacă am 68.000. 100.400 și ceva, aș putea să-mi cumpăr Supra, dar nu-mi place. Băi, îmi pare atât de rău că bag banii mașinile astea, de serios vă zic, după îmi pare rău. Pe moment îmi plac extrem de mult, uite cât de bine arată mașina asta. Adică e forță mașina, doar că... Nu pot așa. Hai să pun pe harte, că eu am un pic de pareză cu harta, nu prea le... Că bine, acum le-am mai învățat un pic de înainte, chiar că nu știam unde sunt locațiile și chestii. Aoleu. E foarte jucăuș așa, adică uite cât de ușor pleacă în drift de la 160 auto. Și lasă fum. What? Cum am dormat ăla, nu știu. Frumos, elegant. Am avut și un Rolls-Royce și de l-am plictisit rapid. Mașina chiar nu era genul meu, mai cu Odrin să o iau, dar nu mi-a plăcut aproape deloc, sincer. Mi-a plăcut, cred că, în proporție de 20%, că era de șmecherale, așa, adică era lux. Practic, nu o și la oricine. O să nu mai joc cu foc, că, din câte am înțeles, la poliție mai nasol cu foc, gen să trag din first person sau interperson și să văd așa wide, adică să aș putea să abuzez de chestia asta, gen să mă uit după pere sau chestii. Chiar dacă nu făceam asta, am zis că nu este ok. Deci, oricum, Lupenii mulțumesc pentru că m-am învățat cum să pun ăla, pentru că e destul de greu. Dar e complicat. Adică n-aș vrea să-mi iau... Probabil o să-mi pun fov doar pentru mașină. Gen, să văd wide mașină. Așa e chiar că e o
chiar ok, adică nu. Bun, când am R6-ul ăsta să mi-l iau, dar l-am mai avut. E forță, mă, și l-am luat așa, mai mult pentru, nu știu cum să zic, nu mă l-am ca să obțin principalul, l-am așa să merg mai rar, ca și eu cu o mașină de, nu știu cum să zic. Să-l fac ca un A6, nici de cum să arate ca un R6. Mie nu prea-mi plac audiurile, cine mă știe, știe că nu-mi plac audiurile. Bă, dar R6-ul ăla și e roptu, sunt chiar forțime. Tu unde are asta, mă, 330 în bord? Ține, mă, pedalul ăsta, chiar dacă nu-mi place. Cât de mare, cât de parcă e mașina asta, bă, te fac ce urât e. Merge, și asta e o mașină de lux, e șeptar, n-ai, nu e pentru viteza asta. Ce trapa panoramicul ăla? Da, nu e o mașină pentru mine, ce asta. Să vedem Ferrari-ul ăla, dar e prea ieftin. Adică, eu v-am zis, nu vreau nicio mașină, nu vreau o mașină care... Păi, ăsta cum a ajuns mai aici? Așa, deci nu vreau o mașină care să fie extrem de ieftină, ca să mă plictisez, nu știu, de obicei mașinile ieftine nu mă atrag pentru că nu sunt wow, nu că am eu ceva și vai, mamă, vreau eu cine știe ce mașină scumpă, ca să arăt eu la ăștia, vai, ce mașină am eu. Nu, dar pur și simplu nu sta atras de mașinile, uite ce șmecher asta, trăl un pic. Vai, mamă, cât e forțin, ia să testăm un pic. Ce că când îți scot fovoa mai multe FPS-uri, nu înțeleg de ce. Bă, se cam duce. Ăsta tuna se duce așa, nu știu ce să zic de designul ăsta al lui. Pare o mașină mică, dacă te uiți. Deci până unde mi-e caracterul meu, dacă te uiți așa pare o mașină... nu știu cum să zic, mă. Berlin, așa, nu știu dacă neapărat Berlin. Pare ca o mașină de asta de stradă normală și că tu ți-e break, știi? Adică clar arată a supercar. Doar că nu știu să mă mai sfătuiesc cu băieții sau ce zic. Cu băieții, băieți, nu cu Codrix, care mi-a zis că, băi, mamă, ce urât de Berezeu. Să-mi scrie și mie în comentarii ce ați vrea să mai filmez așa eu. O să fac clipuri de la poliție, dar momentan chiar n-am când, pentru că filmez dimineață. Și dimineață nu prea sunt grade mai mari, momentan sunt cadet și de asta. Când o să fiu un grad mai mare, agent sau agent principal, pot să mă duc 4 ore singur. Și atunci e clar că o să vedeți mult mai multe episoade. Bentley, super sportul să lavă codrin. Ia usul. Bun, hai să vedem. Doamne ferește. Ăsta e forță, mașina asta. Deci, serios, dacă n-aș strânge pentru asta, e să vedem cum fuge. Deci, Ferrari-ul ăla până la semnul ăla a luat 250. Hai să vedem pe ăsta. E centură. Aha. Bine, clar e mai mult, adică tot 250, dar noi am dat de unde trebuie. Hai să mai dăm o dată, că am timp foarte rapidă. Deci, de aici, de la semn, așa. Eu și-am dat seama că mașina e rapidă. Bine, nu e o mașină frumoasă asta, nu pot să zic că mă atrage design-ul ei, dar... E așa de, opa. Păi, ți-am văzut că pot folosi alte 4 aici în showroom. Da, nu, bine, nu. Showroom cu nu cred că se pune capac pentru că trebuie să oprești, adică tu atestezi mașina. Am făcut o singură dată cu un Aston Martin care nu avea frâna asta, ce în showroom. Să văd asta, chiar dacă e hidoasă, mi se pare hidoasă mașina asta. E... Nu chiar. La fel nu e pe placul meu. Dacă știi că se duce asta pe top speed, doamne, ai că frână.
Ce merge acum un alt F4? Prefer să rolez, sincer. Șterge sângele. Gata, dă un col mașină. N-are frână deloc. Aia, pui frână în losam, poți să te oprești în Sandy. Hai să vedem și clasa legendării. Băi, dar ce am, frate? Bun, avem un Audi 4 care vai de capul lui. Asta mă și până dacă ai foarte mulți bani, gen, să ai bani să nu te intereseze cât ai pod asta. E destul de șmecher așa, dacă chiar aș avea bani, chiar mi-aș cumpăra-o. Gen, dacă aș avea bani extra, adică nu, dacă aș avea 400 de mii, dacă aș avea pe lângă, dacă știi cum zic. Uite, asta și-a luat-o Codrin, ce să zic așa de... Se pare doar un muscle car vechi. Chiar dacă nu-i... Aha, mai e șmecheră. Nu cât de șmecheră e ceasul ăla. Nu mai așteptam să fugă asta chiar atât de tare, bă. N-ai cum, 250 aproape. Și duce la fel de tare ca Ferrari-ul și nu e un Ferrari. Uite, asta-mi place mie. La mașina asta. O să merg așa cât vreau. Ești nebun? Nu cred, uite-te un pic. E, nu chiar cât vreau. Mamă, dar se aude motorul ăsta și că e motor de la de Opel chinuit. Da. Aha. Hai să ies eu de aici, că acum chiar că n-am chef să rolez. E, băi, prefer Perezeu. E forță așa, la fel, mașina e forță dacă ai foarte mulți bani, părerea mea. Opa, nu clasa ce, mă, ce aveți? Deci la asta mă gândeam, dar asta e o mașină de pe GTA, am văzut că are tuning foarte mișto. Și e foarte rapidă, e un fel de Evo de buget ăsta. Carin. Și asta. Hei! Deci mi-a chiar arată și asta. Am uitat cum se numea mașina asta în realitate, bă. Mitsubishi are? Mitsubishi, nu știu cum. Habar n-am, uite mașina asta am avut, bă, era forță. Păcate n-am pus pe YouTube niciun clip cu ea. Evo 6. Evo 6 se aude și asta, nu? Nu cred, i-a pus sunet ca asta, sau așa trebuie să audă. Bă, cred că i-a pus sunet, nu? Probabil o să-mi iau Nismo ăsta, că arată prea bine. Chiar nu mai găsesc mașina potrivită, mă, așa am ajuns. Supra 2, hai să vedem care e diferența între o Supra 2 și a la meu. Nu prea. Sau... So... 247. Frâne. Nu mai vorbim că... Așa, bun, și să o vedem și pe a mea acum. Poate chiar e mai bun, dar totuși nu cred, pentru că e și mai scumpă asta. Și se pare că arată un pic mai bine. Cu asta deja am 200 de aici. 158, se duce mult mai tare asta. Clar. La fel, frâna varză.
Poate că n-am avut eu timp de frânare, e la fel ca și cu Supra, probabil e mai bună la Supra, cine știe. Bă, nu știu, mi se pare mai bună asta un pic. Hai să mai intru la clasa, că deja vă plictisesc că stau și testez o mașină. Chiar nu știu, lăsați-mi în comentarii, vă rog, mașină peste 300 și ceva de mii. Pentru că aș vrea să-mi le iau, să arate bine, să meargă bine. Măcar acolo, cât de cât, știi cum zic. Huracanul stă la fel, e mișto, dar totuși nu mi l-aș lua. Geu la fel, e mașina șmecheră. Este domnul Popescu, directorul de penitenciar, a zis că Geu e o mașină bună dacă ai... Ea de exact la fel ca X5-ul. Chiar nu știu, chiar nu știu, frate. Clar, 4 stai ieftin, ia să vedem cât se duce asta, că e o mașină de buget, care e foarte rapidă. Băi, mă enervează rău că mă scoate. Pun centura de aici. Bun, și acum îi dau F. Dar ce... Mamă, cum fuge, bă. Mamă, cum fuge. E forța asta, tunata e rupe. Forță mașina. Mi-a plăcut startul ei. A plecat incredibil și frâne incredibile. De la 200 și ceva să frâneze așa. E ceva. Chiar merită mașina asta care are bani pentru ea, eu zic să-și ia că e forță. Mi-mi place Senna-ul și probabil o să-mi cumpăr McLaren Senna, dar asta nici nu vreau să cumpăr pe asta. Cosmin s-a trezit să scrie pe... Hai să încetăm cu fricetul. Că se îngreunează serverul aiurea. Ce mă, Cosmine? Da, pune e o mașină superbă. Bun, băieți, nu o să stau acum să ne aleg mașina potrivită. O să luăm X5-ul. Pentru că la fel e o mașină de suflet. Asta chiar nu cred că o să o vând prea curând. Până la X6 nu o vând. Doar dacă dau dânsul mai șmecher și mai scump. Cât de bine arată, uite cât de mare e. Se simte așa greoi, gen. Uite, când virezi, se simte că ai o mașină mare. Nu, dacă aveau băieții Porsche Cayenne, mi-l luam instant, frate, e prea șmecher Cayenne-ul. E mașina așa de, uite, mașinile astea mari. Nu știu dacă ați văzut, dar în realitate nu umblă chiar oricine, adică nu vreau să zic că sunt mașini scumpe sau chestii, că nu sunt chiar așa de scumpe. Dar totuși e o mașină așa de, cum să zic, de clasă mai ridicat, să zic așa. Bun, băieți, o să mă duc la poliție și o să închid acest clip pentru că m-am lungit extrem de mult cu chestii aproape inutile. V-ați uitat la mine cum mi-aleg o mașină și oricum v-aș ruga să scrieți acolo ce mașină aș putea să-mi cumpăr și să scrieți idei de episoade, vă rog eu mult. Doamnește ca săptămâna asta să iau apla agent, să dau testul radio astăzi, probabil doamnește să reușesc să învăț toate alea ca să dau astăzi testul radio. Să-l iau ca să facem apla agent și după o să vină clipuri de alea forținii din patrule și toate alea. Vă salută Cosmin BMX. V-am spus, lăsați în comentarii ce ați vrea să mai vedeți. Eu am fost Cosmin, vă urez toate cele bune, multă baftă.